Labą dieną, buona ziua. Šiandien į Lietuvą su oficialiu vizitu atvyko Rumunijos prezidentas Klaus Johannes. Įvyko Lietuvos ir Rumunijos prezidentų susitikimas, o dabar pradedame bendrą jų spaudos konferenciją. Spaudos konferenciją pradėsime nuo vadovų pasisakymų, o vėliau jie atsakys į žurnalistų klausimus. Spaudos konferencija vyks lietuvių ir rumunijos kalbų deklaracija, dabar kare veți putea pune câte două întrebări fiecare dintre noastre. Traducerea este simultană în română și lituaniană și engleză. Bună ziua! Președinte Johannes! Excelență, Klausai! Președinte Johannes! Džiaugiuosi galėdamas jus pasveikinti Lietuvos sostinėje Vilniuje. Šių metų gegužės mėnesį su darbo vizitu lankiausi Rumunijos sostinėje Bukarešte. Labai teigiamą vertinu dabartinėme geopolitinėme kontekste suintensyvėjusi bendradarbiavimą tarp mūsų šalių. Esame partneriai ir sąjungininkai tiek Europos Sąjungoje, tiek ir NATO. Bendradarbiaujame Bukarešto devyneto ir trijų jūrų iniciatyvoje. Mūsų vienija bendras požiūris į saugumo iššūkius Europoje ir transatlantică. Războiul Rusiei, care continuă de 9 luni deja, arată că dacă nu putem fi siguri în Lituania, nicio țară nu este sigură. Trebuie să ne întărim capacitățile de apărare, sprijinul pentru Ucraina și să menținem o presiune puternică asupra Rusiei. Numai așa vom vedea victoria Ucrainei și încheierea acestui război fără niciun sens. Cooperarea între Lituania și România pe securitate și apărare este foarte importantă. Trebuie să colaborăm pentru a ne asigura că flancul estic al NATO, de la nord la sud, este întărit la maxim din toate punctele de vedere, pe aer, pe uscat, pe mare. Summitul NATO, care se va ține la Vilnius în iulie anul următor, este o ocazie de a adopta planuri de securitate sporită. Vom face toate eforturile ca să se întâmple acest lucru, astfel încât să nu rămână numai la nivel declarativ. Doresc să mulțumesc României pentru contribuția sa de lungă durată la securitatea statelor baltice. Forțele aeriene române au fost parte din misiunile de poliție aeriană încă din câțiva ani în urmă. Am fost de acord cu președintele României că în 2023 forțele aeriene române se vor întoarce în cadrul acestor misiuni de poliție aeriană. Relațiile comerciale între Lituania și România se dezvoltă în direcția corespunzătoare. Este în creștere, sunt în creștere schimburile comerciale. Împreună cu președintele Iohannis, suntem colegi și la Consiliul European. Am discutat nevoia de a continua creșterea presiunii pe Rusia și am propus să finalizăm al nouălea pachet de sancțiuni pentru a lărgi numărul de sancțiuni, lista de sancțiuni la nivelul oficialilor ruși, plus băncile și alte firme rusești. Este important de asemenea să se lărgească sancțiunile către Bielorusia, care sprijină Rusia în acest război. Trebuie să vorbim și de răspunderea pentru infracțiuni de agresiune. Lituania sprijină crearea unui tribunal internațional special care să cerceteze infracțiunile de agresiune. Încurajăm cât mai multe țări posibil să sprijine acest efort. Am discutat cu președintele și situația din țara vecină României, Republica Moldova, foarte afectată de războiul rus în Ucraina și care suferă de șantajul energetic rusesc. Are nevoie de sprijin și bilateral și european. Moldova își menține cursul european și este hotărâtă să urmărească un viitor european în ciuda dificultăților. Ca și Ucraina, a primit statut de candidat. Lituania sprijină aspirațiile Moldovei de integrare europeană. Suntem gata să lucrăm împreună pentru a ajuta Moldova pe acest drum. Reafirm acest angajament
am reafirmat acest angajament doamnei președinte Sandu când a fost în vizită la Vilnius vara trecută. Prețurile la energie și securitatea energetică sunt extrem de importante și pentru Lituania și România. Măsurile adoptate la nivel european trebuie aplicate cât mai curând posibil, mai ales în ceea ce privește sursele de aprovizionare peste iarnă și limitarea prețurilor la gaze. Mâine, împreună cu dragul nostru Klaus, vom merge la Kaunas, capitala europeană a culturii, și vom discuta cu președinții Letoniei și Poloniei o serie de aspecte regionale, de asemenea viitorul Europei la simpoziunul internațional Ideea Europei sau Ideea de Europa. Avem foarte multe provocări în momentul de față, însă trebuie să privim totuși în viitor, viitorul în care vrem să trăiesc. Dragă domnule președinte Iohannis, consider că vizita noastră va contribui la o relație bilaterală din ce în ce mai puternică între țările noastre, pentru că sunt convins că țările noastre pot face multe lucrând împreună pentru binele și securitatea regiunii noastre. Mulțumesc! Are cuvântul președintele României, Klaus Iohannis. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Președinte Nauseda, pentru invitația de a veni la Vilnius în vizită oficială. Continuăm astfel dialogul nostru foarte bun pe care l-am avut și la vizita oficială pe care ați efectuat-o în România pe 6 mai. Am discutat despre stadiul relațiilor bilaterale dintre România și Republica Lituania, care sunt excelente, și despre preocupările și interesele noastre comune. Comunitatea de valori, similitudinea de interese, coordonarea în cadrul Uniunii Europene, al NATO, al formatelor regionale, precum inițiativa celor trei mări și formatul București Nou, fac ca legăturile dintre România și Lituania să fie deosebit de solide și apropiate. Am transmis domnului președinte întreaga apreciere pentru sprijinul acordat de Lituania pentru aderarea României la spațiul Schengen și am prezentat evoluțiile recente în acest proces. Totodată am mulțumit pentru sprijinul Lituaniei pentru un alt obiectiv cardinal al României, aderarea la OCDE. Am constatat cu satisfacție că schimburile economice bilaterale au înregistrat în anul 2021 o creștere de peste 50%, tendință care se confirmă și anul acesta. Consider că putem impulsiona cooperarea noastră și identifica noi oportunități care pot aduce valoare adăugată. În acest sens, avem în vedere o serie de domenii de cooperare sectorială cu potențial crescut, printre care tehnologiile înalte, tehnologiile financiare și securitatea cibernetică. În plus, suntem de acord că îmbunătățirea conectivității de transport reprezintă un catalizator pentru amplificarea relațiilor de afaceri, turistice, culturale și interumane și ne vom concentra pe această prioritate. În ceea ce privește dosarele de actualitate de pe agenda europeană de securitate și regională, am găsit, cum a fost și de așteptat, multiple puncte de concordanță. Astfel am abordat și tema securității energetice, atât în context european, cât și global. Am discutat pe larg despre măsurile de reducere a dependenței energetice față de Rusia, despre tranziția energetică și despre importanța intensificării coordonării în plan european în ceea ce privește reducerea prețurilor la energie. Totodată, consider că experiența României în domeniul nuclear și expertiza Lituaniei în ceea ce privește gazele naturale lichefiate constituie o bază bună de dialog din perspectiva interesului comun de asigurare a securității energetice. Am evidențiat de asemenea că o atenție deosebită trebuie acordată sprijinirii securității energetice a Republicii Moldova,
care este puternic afectată. Ambele state susțin în mod concret politica de extindere a Uniunii Europene, atât în privința Balcanilor de Vest, cât și a Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei. Uniunea și statele membre trebuie să susțină efortul de aderare al statelor aspirante, care la rândul lor trebuie să dovedească voință politică și capacitate instituțională, întrucât succesul lor se bazează pe merite și pe rezultate concrete în materie de reforme. Am avut un schimb substanțial de vederi cu privire la războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Am discutat despre măsurile de sprijin multidimensional pentru a ajuta Ucraina și pe ucrainieni afectați de război. Am schimbat opinii despre modalitățile cele mai eficiente de tragere la răspundere de către justiția internațională a tuturor celor vinovați. Am fost de acord cu domnul președinte Nauseda că este nevoie de noi sancțiuni la adresa Federației Ruse în coordonare cu aliații și partenerii noștri. Împreună cu domnia sa am discutat și vom mai aprofunda perspectivele procesului de reconstrucție a Ucrainei. Am evaluat și provocările legate de securitatea alimentară. România a întreprins măsuri esențiale pentru fluidizarea transportului de cereale ucrainiene care, în cantități substanțiale, au tranzitat țara noastră. Aceste eforturi au consolidat profilul României de actor responsabil, care a contribuit în mod pragmatic la asigurarea stabilității regionale și globale. Ne concentrăm în cadrul discuțiilor și pe asigurarea securității flancului estic al NATO și am reliefat importanța implementării deciziilor summitului de la Madrid. România și Lituania s-au dovedit a fi parteneri de încredere, hotărât să-și asume responsabilitățile în cadrul NATO. În acest context, l-am felicitat pe domnul președinte și Lituania pentru decizia de a găzdui în 2023 următorul summit aliat. La rândul nostru, ne pregătim să găzduim săptămâna viitoare la București o importantă reuniune a miniștrilor de externe ai NATO, care va fi esențială pentru avansarea pe linia implementării deciziilor luate la Madrid și în pregătirea rezultatelor summitului din Lituania. În același timp, am reconfirmat decizia României de a relua anul viitor participarea la misiunea de poliție aeriană NATO în zona Baltică de la o bază din Lituania. Am agreat totodată să continuăm aprofundarea coordonării în cadrul formatelor regionale București 9 și inițiativa celor trei mări. Am subliniat relevanța deosebită a acestor platforme, atât în ceea ce privește asigurarea securității, cât și a dezvoltării economice și a consolidării conectivității în regiune. Mâine voi participa la Kaunas, alături de domnul președinte Nauseda, la un summit al președinților, precum și la simpozionul internațional The Idea of Europe. Închei mulțumindu-vă încă o dată, domnule președinte Nauseda, dragă Ghitanas, pentru invitația de a vizita Lituania, pentru primirea călduroasă și pentru discuțiile foarte bune. Mulțumesc! Nu are microfon, nu știu ce spune, dar bănuiesc că dă cuvântul pentru... Sunt de la agenția de presă BNS. Europos Komisija pateikė savo siūlymus dėl dujų kainų ribos ir tarp pasiūlymų yra tiktai ribojimas TTF biržoje Niderlandų. Are o serie de propuneri pentru limitarea prețurilor la gaze. Propunerea nu menționează niciun fel de restricții în privința gazelor necesare pentru producerea electricității. Având în vedere și cum arată piața și schimburile internaționale, ce părere aveți despre acest lucru? Vă mulțumesc, vă pot spune pe scurt,
că propunerea avansată nu ne mulțumește, pentru că nici măcar nu ne protejează de vârfurile de prețuri anterioare. E foarte dificil de respectat o asemenea decizie, așa că am trimis de altfel un punct de vedere pentru a se găsi soluții mai bune. Cel mai bun rezultat, din punctul nostru, ar fi ca după decizia europeană, prețul spot al gazelor să scadă pe piață. Asta ar fi o evoluție bună. Cele mai recente propuneri, însă, nu au dus la o reacție din partea pieței, o reacție pozitivă din partea pieței. Deci, pentru mine, asta e indicație că trebuie să căutăm soluții mai eficace. De asemenea, pentru a ajuta statele membre să supraviețuiască acestei ierni, care se anunță dificilă, și sper că reuniunea pe acest subiect de azi și mâine va duce și ea la propunerile pe care le dorim să le avansăm în această materie. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Sperăm ca aceste propuneri să fie făcute mai bune și să fie în beneficiu. Televiziunea română. Ieri un nou atac cu rachete al Rusiei în Ucraina a provocat pagube masive. Întreaga Ucraina e în întuneric, dar și Republica Moldova a fost afectată ieri din nou de o pană masivă de curent. Pentru domnul președinte Klaus Iohannis, România poate sprijini Republica Moldova cu energie electrică pe termen lung, pentru că se pare că aceste atacuri vor continua. Și pentru ambii președinți, dacă aceste atacuri repetate cu rachete ale Rusiei în Ucraina ar trebui să grăbească adoptarea celui de-al nouălea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și dacă ele ar trebui să conțină explicit sancțiuni la adresa industriei care produce rachete în Rusia, așa cum solicită Ucraina. Mulțumesc. Da, în ce privește interconectarea dintre România și Moldova, eu am spus-o și a spus-o și guvernul, evident că noi ajutăm Moldova, Republica Moldova. Până în momentul de față am livrat tot ce a trebuit, respectiv tot ce ni s-a cerut. Însă aceste sincope în alimentarea cu electricitate apar dintr-un motiv foarte clar și dacă m-ați întrebat, vreau să detaliez un pic. Interconectările directe dintre România și Republica Moldova sunt total insuficiente. Acest aspect a fost neglijat ani de zile. Și în momentul de față, chiar dacă România oferă electricitate Moldovei, o parte semnificativă merge prin Ucraina și este ca atare expusă acestor atacuri. Există o singură soluție. Trebuie realizate interconectări mai multe și mai bune, interconectări directe între România și Republica Moldova. Același lucru este valabil și pentru gaz, același lucru este valabil și pentru transportul pe șosea și așa mai departe. Nu vreau să încerc să explic de ce nu s-au realizat până acum. Fapt este că noi suntem dispuși să ajutăm Republica Moldova, însă lipsa interconectărilor de tot felul este o problemă reală în acest moment. Există planuri, se lucrează la ele și am speranța ca în scurt timp, nu în câteva săptămâni, dar în relativ scurt timp, aceste chestiuni să fie net îmbunătățite, fiindcă în perspectivă, pe termen mediu și mai lung, noi putem să ajutăm Republica Moldova într-un mod eficient, doar în măsura în care se realizează
aceste interconectări. Iar în ce privește pachetul de sancțiuni, domnul președinte, în introducere deja a menționat această chestiune. Noi doi am discutat-o astăzi. Este nevoie de măsuri mai ferme din partea noastră și se lucrează la astfel de abordări, însă în momentul acesta când vorbim, nu suntem în măsură să detaliem în ce ar consta acestea. În momentul în care vom avea claritate cu privire la un nou pachet de sancțiuni, informațiile vor fi făcute publice. Ačiū už jūsų klausimą. Aš manau, kad tai, kas vyksta šiuo metu Ukrainoje, yra savotiška Holodomoro tasa. Sunt o continuare a Holodomorului, cadrul căruia un alt dictator, Stalin, a încercat și el să șteargă de pe fața pământului poporul ucrainean, să-i distrugă fizic și moral. Vedem acum un alt dictator care face același lucru cu rachete care țintesc infrastructura civilă și populația civilă. Acest război nu este îndreptat numai împotriva forțelor armate ucraine, ale Ucrainei, subliniez că este îndreptat către împotriva populației Ucrainei cu scopul de a o demoraliza și a o speria, numai că n-au reușit deocamdată. Nu au frânt spiritul ucrainenilor și nici nu vor reuși vreodată. Obiectivul nostru și datoria noastră este să ajutăm Ucraina cât putem de mult și financiar și economic, dar și să pedepsim agresorul. Politica, pas cu pas, mă refer la sancțiuni acum, nu întotdeauna își atinge țelurile. Politica sancțiunilor uneori are efect mai mare asupra economiilor noastre. În ceea ce privește Rusia, consecințele par să fie controversate. Am stat de vorbă, într-adevăr, despre partea de rezultate financiare, că nu sunt atât de rele, adică Rusia nu mai vinde gaze, însă profită totuși de creșterea prețurilor la gaze. Trebuie avut în vedere efectele acestor sancțiuni care există în momentul de față și luate măsuri mai departe. Lituania a fost întotdeauna de părere să se sprijine cele mai puternice sancțiuni. Următorul pachet ar trebui aprobat cât mai rapid posibil și ar trebui să fie un pas decisiv înainte, inclusiv în ceea ce privește industria de armament și băncile rusești și Rosatom, care e un participant direct la această agresiune împotriva Ucrainei, ca să nu mai vorbim despre, de exemplu, judecătorii de la Curtea Constituțională, toți cei care contribuie și au contribuit la activitățile criminale ale acestui regim în Ucraina. Considerăm că vom găsi solidaritatea necesară între statele membre. Pentru președinte Iohannis, credeți că e posibil ca România să intre în spațiul Schengen pe 8 decembrie? Votul acela să aprobe intrarea României în Schengen? Sau, dacă nu, care vedeți, cum vedeți viitorul după aceea? Continui să văd acest lucru ca fiind posibil. Cred că încă mai avem suficient timp pentru a aborda, pentru a rezolva toate problemele. Este adevărat că unii dintre prietenii noștri au venit cu noi întrebări. Suntem însă gata să colaborăm, suntem gata să găsim soluții și suntem gata să vedem un vot pe 8 decembrie. Nu e vorba că ar fi niște chestiuni cu totul noi.
care ar fi apărut. Atâta doar că unele parteneriate trebuie întărite, unele aspecte trebuie discutate de o manieră mai cuprinzătoare și, după părerea mea, toate acestea sunt încă fezabile înainte să aibă loc discuția de pe 8 decembrie. Oana Bâlă, Radio România. Întrebarea mea este pentru ambii președinți. În contextul în care creșterea independenței energetice constituie o preocupare pentru cele două țări și în condițiile în care atât Vilniusul cât și Bucureștiul au făcut propriile demersuri în această privință, în ce stadiu se află România și Lituania și ce ar mai fi de făcut atât pe termen scurt cât și pe termen mediu? Ačiū už klausimą, iš tikrųjų man patinka toks klausimas, kadangi Lietuva tikrai gali pasigirti, kad ko gero viena iš pirmųjų nutraukė bet kokius pirkimus Rusijos. Prima, care a abandonat în totalitate resursele energetice din Rusia. Am făcut acest lucru în aprilie și pe partea de gaze naturale și pe partea de petrol de brut, pe țiței folosit în rafinării. Pentru noi a fost foarte important, în primul rând, din rațiuni politice, pentru că în ultimii 30 de ani ne-am confruntat, dacă nu cu șantaj energetic din partea Rusiei, cel puțin cu o puternică dorință de manipulare, lucru care nu le mai este la îndemână la acest moment. Ceea ce n-am făcut și mai trebuie să facem pe termen mediu și lung este, bineînțeles, să creștem capacitățile de generare de electricitate pe care le avem. În momentul de față ne asigurăm 70% din propria energie electrică. Din cauza războiului Rusiei din Ucraina, însă sursele de energie au prețuri din ce în ce mai mari, pe care trebuie să le plătim, bineînțeles, și trebuie să căutăm soluții pentru a atenua impactul lor asupra economiei. Deci este clar că trebuie să devenim independenți, ba chiar producători de energie. Este acesta un scop foarte important pentru Lituania în următorii 10-15 ani. Trebuie să înțelegem că în domeniul energiei e nevoie de un plan în etape și noi avem acest plan în România. Trebuie să lucrăm odată pe termen scurt și foarte scurt la aprovizionarea pentru această iarnă. Trebuie să lucrăm pe termen scurt și mediu pentru următoarele ierni, pentru următorii ani și trebuie să avem un plan pe termen mai lung care să ne asigure nu doar independența, ci chiar energie suficientă pentru a și exporta. Noi avem aceste planuri și aceste gândiri. În această etapă, când avem nevoie de resurse suplimentare pentru iarnă, se lucrează în paralel pe două căi. Pe de o parte, capacitatea de stocare pe care o avem în România este destul de mare. În ultimii ani nu a fost folosită, dar în acest an a fost folosită. Suntem la stocare aproape la 100%. Deci depozitele noastre de gaz sunt pline. Însă noi dorim să avem și o marjă de siguranță și în acest sens sunt în negociere câteva contracte de import pe alte căi decât gazul rusesc. Avem nevoie de acestea și pentru consumul propriu, dar avem în vedere în același timp și aprovizionarea Republicii Moldova în cazul în care apar probleme deosebit de grave
acolo. Asta e pe termen scurt și stăm bine. Pe termen mediu este nevoie de a accesa noi resurse și poate vă amintiți că am avut zilele trecute o discuție cu asocierea RomGaz OMV Petrom pentru a porni exploatarea gazului din Marea Neagră. Am primit promisiuni ferme că în cursul anului viitor se va lua decizia de investiție și destul de repede se va trece la realizarea instalațiilor pentru a extrage gaz din Marea Neagră. Este vorba de perimetrul numit Neptune Deep. Credem că prin accesarea acestei resurse, pe termen mediu, vom avea gazul necesar asigurat, împreună cu importurile care, la nevoie, vor continua. În paralel, România sprijină dezvoltarea energiei regenerabile și acest lucru va duce la o creștere semnificativă a cotei de regenerabil din mixul energetic național. Pentru a asigura o producție suficientă și în perioada de iarnă, când regenerabilele funcționează doar parțial, noi credem că este înțelept să investim în centrale nucleare. În acest sens, avem planuri concrete. Deja finanțarea este destul de bine asigurată pentru dezvoltarea unităților 3 și 4 de la Cernavodă și, în paralel, vom introduce așa numite centrale mici nucleare care vor putea fi amplasate în alte locuri decât unde avem acum centrale care produc electricitate. Toate acestea vin să îndeplinească unul, obiectivul de autonomie energetică, doi, obiectivul de producție suficientă pentru a asigura inclusiv export de energie, trei, asigură trecerea României la o economie verde și, în final, pentru 2050, știți că avem ambiția să devenim neutri din punct de vedere al emisiilor, asta însemnând că până atunci producția asigurată de regenerabile și de nuclear să fie suficientă și să înlocuiască celelalte facilități de producție care vor fi retehnologizate. Iată deci un plan foarte ambițios, foarte amplu, care merge pe mai multe decenii și în acest fel românii pot fi asigurați că la noi lucrurile sunt nu doar sub control, sunt planificate și pentru viitor. În toate acestea, avem în vedere să realizăm și interconectările cu toți vecinii pentru a putea efectiv exporta energie, respectiv atunci când consumul dintr-un motiv sau altul este foarte mare, să putem importa energie. Două aspecte de tehnologii mai puțin uzuale, dar care credem că în viitor vor avea o contribuție importantă, merită menționată. Producția și transportul de hidrogen sunt în atenția noastră și prin PNRR se finanțează astfel de facilități care, după părerea mea, se vor extinde semnificativ în următoarele decenii. Și în paralel se lucrează la realizarea unor facilități de stocare a energiei electrice, deci acumulatoare foarte mari, care pot livra instant energie electrică când, dintr-un motiv sau altul, consumul crește brusc. Toate acestea sunt în lucru și vor schimba net harta energetică a României, net în plus pentru români. Conferenția baigta. Ačiū ir iki susitikimo rytoj Kaune. Conferența de presă s-a încheiat. Vă mulțumim tuturor, vă urăm o zi bună.